Și au fost evacuate 16 familii, 16 familii, v-a spus 93 de persoane sunt cazate și la Caminul Cultural, dintre care copii au 52 de copii. Și cum serveți masa? Deci masa e asigurată de către primărie, prin grupul școlar adică, prin bucătăria lor. Până acum au primit, în fiecare zi, 3 mese. E asigurat asistența medicală atât de medicul de familie de la din satul Nadab, cât și de către sistemul medical al primăriei. Avem asistente medicale la primărie. Acest familie se... La fața locului, când veți merge să faceți acest? În momentul în care se va putea intra și comisia la nivel județean e constituită, am înțeles că s-a constituit o comisie la nivel județean care va veni și va merge la fața locului și evaluăm situația exact la fiecare parte. Nu putem altfel. În funcție de ceea ce se constată acolo, se vor dispune măsurile de rigoare, deci care vor fi impuse de situație. Până atunci vor sta aici. Până atunci stau aici.